Suntem foarte punctuali astăzi seara, cred că este fix. În ciuda vremii suntem punctuali. Vă mulțumim că ați venit pe această vreme, un pic bacoviană, să ascultați câteva vorbe despre Eminescu, rostite de distinși noștri invitați. Doamna Ioana Bărbulescu, doamna profesor Ioana Bot, domnul Dance Mihailescu. Aveți o pe tarabele librăriilor o carte care deja prin grafica ei spune ceva. Ne-am obișnuit cu reeditări de rutină ale lui Eminescu, cu cărți care seamănă un pic mult între ele. Iată o carte care seamănă cu ea însăși. Datorită graficii, în primul rând, un lucru foarte important, îmi dau seama acum, pentru nu știu câte oară. Angela Rotaru, graficianul acestei cărți, ne-a făcut un cadou deosebit la, pentru editori, înfățișând astfel efortul nostru. Sigur că acest lucru nu se putea petrece decât prin eforturile unei edituri ca Humanitas, la căreia îi mulțumesc iarăși că a acceptat acest proiect. Acest proiect care a fost la început doar o intuiție, o foarte vagă intuiție în ceea ce mă privește. În 2014, când am făcut o antologie Eminescu, citind și răsfoind ediția Perpesicius, am căutat să aleg tot ce este mai frumos, mai actual, mai expresiv pentru ziua de astăzi, din opera cunoscută, din opera consacrată. Or, răsfoind caietele de note, volumele de aparat critic ale ediției Perpesicius, am descoperit că multe dintre versuri din manuscrise au fost acolo doar transcrise. Și de Perpesicius nu au fost autonomizate, nu a procedat conform principiului său, care era cel interbelic de editare, iar multe lucruri, multe, cum zice, cioburi diamantine, zice Perpesicius, erau risipite printre discuții despre starea manuscriselor, despre cum arată o foaie sau alta, despre cum arată un caiet sau altul. Ba chiar Perpesicius spune că aceste cioburi vor trebui cândva readunate. Iată că s-a găsit Cătălin Cioabă să facă acest lucru, ca o ironie a sorții, să adune cioburi, dar cioburi care sclipesc și pe care, să nu uităm, Perpesicius le-a pus, le-a așezat în niște secțiuni care adesea se numesc moloz, exerciții, moloz, vă dați seama ce cuvânt, da. Or, intuiția de la care am plecat, cred că a fost una muzicală. Eminescu este un poet pentru care muzicalitatea joacă un rol important. Și nu pot să nu povestesc aici cum, de pildă, în concertele brandenburgice ale lui, dau un exemplu, ale lui Bach, cred că în partea a treia din concertul numărul 3, la un moment dat clavecinul o ia pe niște, începe să facă, nu mai stă în stilul clasic, preclasic, și începe să facă niște, să scoată niște sunete absolut deosebite. Reascultând concertul Brandenburgis, am dat seama, zic, parcă e un jazz modern. Bach are aici partituri de Keith Jarrett. Lucrul acesta a fost imediat a spart pentru mine crusta clasicizării lui Bach. Nu a mai fost Bach.
a fost cineva pe care îl ascult astăzi și redescopăr partituri de jazz. Și îl ascult punându-l în concordanță cu stările mele actuale, nu ca pe o înregistrare de muzeu. Acest lucru cred că s-a petrecut și în privința lui Eminescu. Am auzit lucruri, partituri moderne. Mi-am dat seama că ele stând singure acolo, în penumbra tiparului, cum ne-a plăcut să spunem între față, în penumbra tiparului, e clar, au văzut lumina tiparului, dar în litera aia măruntă a aparatului critic, mi-am dat seama că ele vorbesc împreună și că se atrag unele cu celelalte. Că puse la oaltă, pe de o parte își capătă caracter autonom, că nu sunt numai resturi, nu sunt numai molos, bine adunate cu atenție. Că, deci, pe de o parte se autonomizează fiecare și pe de altă parte alcătuiesc un corpus de texte alternativ. Ele pot citite de la un cap la celălalt, iată, sunt 95 de piese în volum, alcătuiesc un sunet, ne dau un sunet secund al creației lui Eminescu. Sunt versuri de nemijlocire mare, sunt versuri care ne spun cum punea pentru prima oară Eminescu un vers pe hârtie. De multe ori nu le mai regăseam între foile sale care erau isipite, nu mai regăsea, să ne imaginăm această situație, nu mai regăsea această primă formă ca să o continue, să o prelucreze. Dar o prelucra, o lua de la capăt din memorie, știa că a scris probabil ceva în genul acesta și mergea către forma finală, cum numim noi astăzi convențional, marile poeme, mergea plecând de la memorie. Or, memoria foilor, memoria manuscriselor, memoria cuvântului scris, care rămâne, ne readuce la acest prim moment al inspirației. Perpesicius spune despre Eminescu că nu se temea să scrie pe hârtie lucruri la care va renunța. Nu se temea de forma tranzitorie. Știa că acolo va mai prelucra, că va duce lucruri, va schimba. Însă minunea este că în acest tranzitoriu găsești lucruri perfecte pe care le-a aruncat, la care a renunțat. Ori aici stă uimirea pe care ne-o provoacă, de aici pleacă uimirea pe care ne-o provoacă acest corpus de texte. În aceste 95 de piese, printre ele, cred că găsim bucăți formidabile în întregimea lor. După cum mi s-a povestit, reacția este celor care citesc, este că descoperă lucruri, sunetul este cunoscut, dar totuși scripirile sunt noi, scripirile unui vers sau altul. Sper ca acest volum să fie de folos celor care vor să, sau au, sunt cititori de poezie și care vor să redescopere un Eminescu pe, de ce să nu spun, chiar pe gustul nostru celor de astăzi. Eu cred că un mare poet poate fi descoperit așa și că nu ajunge să spunem că este un mare poet, așa cum l-am auzit astăzi pe Facebook, pe Gheorghe Funar. Și este grav că lăsăm că numele, un astfel de nume în cultura noastră ajunge să fie afirmat de neaveniți. Trebuie noi, printr-un cercetarea, să facă un astfel de demers de fiecare dată, de înnoire, demers de editorial, de înnoire, de redescoperire. În acest sens, un lucru foarte important pentru cartea de față sunt notele explicative ale doamnei profesor Ioana Bot, care
venit în spatele fiecărui poem cu o mică cercetare, o mică exegeză, cu, iată, nu numai un demers editorial, dar și un demers de cercetare. Lucru care, cum spun, folosește atât autorului pe care vrem să-l descoperim, cât și cititorului. Atâta am avut de spus, în definitiv, asta a fost intuiția mea că pot asculta ceva nou în cuprinsul a ceea ce credem că este vechi și s-a tasat în memoria noastră. Îi invit pe distinși și neinvitați să vorbească și, bineînțeles, că rămâne deschis să facem și o dezbatere, dacă este. Să vedem. Vă mulțumesc. Bună seara, domnilor și domnilor. Să încep prin a felicita acest cuplu, că n-am cum să-i spun altfel, de editori, Ioana Pot și Cătălin Șoabă, pentru încă un volum la care au colaborat extrem de substanțial amândoi. Cătălin Șoabă a făcut selecția, după cum ați auzit, tabelul cronologic și îngrijirea editorială care este remarcabilă. Și în plus, nu uitați că el este profesor la filozofie și se ocupă de literatură, ceea ce redă puțin aerul interpelic al celor care făceau litere și filozofie. El, de altfel, a făcut ambele facultăți. Iar Ioana Bot a făcut, într-adevăr, niște note scurte, sintetice, excepționale. Să trec la experiența mea cu acest volum. Mă gândeam că dacă s-ar fi deschis astăzi, să zicem, o casă memorială Eminescu cu toate obiectele lui, cu masa de brad la care scria, cu călimara în care își înmuia pana, cu alte lucruri pe care le-a atins mâna lui Eminescu, oamenii s-ar fi îmbulzit și ar fi devenit, să zicem, un loc de pelerinaj al oamenilor de pretutindeni. Cartea aceasta este mult mai discretă, dar în fond este un lucru analog mult mai puternic. În această carte intrăm în fond în atelierul de creație al poetului, în laboratorul lui de alchimist și avem sub ochi exact toate lucrurile care au fost atinse nu numai de mâna lui când a scris, cât de mintea lui, de gândurile lui, de sentimentele lui. Este un loc extraordinar în care te simți bine, în care te simți chiar înfiorat de ceea ce descoperi acolo. Este, într-adevăr, se ocupă de partea, sigur, postumă și neterminată a unor creații, dar care sunt, într-un fel, mai aproape de noi. Astăzi, în mod ciudat, suntem mai atrași de lucrurile neterminate, necizelate. Și mă gândesc la Michelangelo. Mulți dintre dumneavoastră ați văzut sculpturile lui neterminate de la Muzeul Academiei din Florența. Sclavii aceia sau Pietà, două Pietà care nu seamănă cu cea pe care o știm cel mai bine și care au un efect uluitor asupra privitorului de astăzi, tocmai pentru că au ceva mai modern decât cele pe care le știm atât de bine și care s-au tocit de privirile noastre. Și versurile lui Eminescu au fost tocite prin privirea noastră repetată, prin recitarea noastră repetată, astfel încât atunci când descoperim ceva mai puțin frecventat în laboratorul lui, efectul e năucitor. Sigur că îl regăsim pe Eminescu, este același Eminescu, imaginația lui cosmică, de pildă, în absolut toate versurile, temele lui, recurente, le regăsim aici. Dar faptul că
Știți cum este? Ca și cum un tramvai ar lua pe altă linie brusc, adică ar ieși de pe linia lui și ar merge așa, fără șine, printr-un oraș. De pildă, avem aici glosa, celebra glosă pe care o știe toată lumea. În paranteză, fie spus, eu am debutat cu o glosă în cinstea glosei lui Eminescu în clasa 9, în revista Muguri de la Șabună. Ori aici glosa o ia pe alt drum. O ia altfel decât pe drumul cunoscut. Lăsând la o parte care și un motto foarte... care sintetizează întreaga tema glosei, aceea de a înfrunta disprețul lumii, de a te disprețui chiar pe tine însuți și de a-i disprețui pe cei care te disprețuiesc. Tema disprețului este pusă cel puțin la început central aici. Recuperarea variantelor, sigur că aduce cu sine și recuperarea unor rime rare, a unor cuvinte noi create de Eminescu, poți descoperi tot geniul eminescian. Efectul este clar de împrospătare și am spus astăzi la un interviu, casa lui Eminescu din ce în ce mai puțin frecventată și care adeseori prinde un aer stătut din cauza asta, este acum aerisită, ca și cum ai deschide ferestrele și ar pătrunde o pală de aer proaspăt de primăvară. Eu am făcut un experiment și cu acesta vreau să închei micile mele comentarii. Am ales din tot acest volum, pe care l-am citit de la un capăt la altul și cu mare, mare plăcere, am ales mai întâi niște versuri care mi-au sunat altfel, să zicem, care mi-au atras atenția. M-au scos de pe șinele pe care mergeam când citeam poezia eminesciană. După care am mai făcut și eu încă o filtrare și am ales numai câteva din toată fila asta și a ieșit, fără voia mea, un poem. O să vi-l citesc. Așadar, încă o dată, sunt versuri scoase din poeme diferite, unele scrise la ani distanță, pe care nu le-am ordonat anume decât prea puțin. O să vedeți, am doar o reluare a primelor două versuri la sfârșit, fiindcă acele mi-au plăcut cel mai mult, care nu sunt versuri succesive, cu o singură excepție, și care se ordonează aproape ca un poem. Pentru că universul eminescian este atât de armonios și de coerent de la începuturi și până la sfârșit, chiar dacă, bineînțeles, vedem o evoluție, încât lucrurile acestea conving chiar și atunci când sunt luate în felul în care veți vedea că le-am luat eu. Aș vrea ca la mea moarte pădurile să învie. Aș vrea a mea viață să aibă un înțeles. Cărți de joc îmi pare lumea, oamenii îmi par nebuni. Cele vechi urmează nouă, vremea duce tot ce adună. Din cele nefăcute nimic nu se desfac. În modul vechi soarele sună. Gândirea mea în vremi trecute în noată. Asta mi se potrivește. Și câteodată viața în șiruri o desfac. Puțin îmi pasă dacă cu mine voi spori mulțimea care numai se naște spre a muri. Ce etern? Cine consumă sâmburul aurit din soare? Sufletul, el ne consumă în folosul tău și ție, moarte. Ciudat izvod e omul pe-a vremii țesătură. Și mii de mii de vorbe consistă în astră lume.
Cine n-a iubit încă, acela moarte n-are. Nenorocit noroc de a fi iubit. O dă-ne tărie, Sfântă Marie. Aș vrea a mea viață să aibă un înțeles. Aș vrea ca la mea moarte pădurile să învie. Mulțumesc! Mulțumesc Ioanei Pârdulescu pentru această emoționantă lectură. Dar, de fapt, îi mulțumesc Ioanei Pârdulescu pentru că acum câțiva ani i-a sugerat lui Cătălin Cioabă să înceară părerea cu privire la notele celelalte ediții volumului precedent din Poeziile în scenă la care lucra. Și pentru că, deși noi ne cunoșteam, navigăm între aceleași insule universitare, am descoperit în Cătălin un partener de discuții despre opera eminesciană, care a însemnat pentru mine foarte mult. Și volumul acesta se naște, în ce mă privește, și din această bucuroasă colaborare. Asta pentru că în oceanul de bibliografie care se tot scrie despre Eminescu de mai bine de un secol, extrem de abundentă, uneori poți să te simți ca în toate oceanele, îngrozitor de singur. Inclusiv asupra singurătatea mea o resimțeam și asupra unor idei în care am găsit un adiat în Cătălin, care se văd aici, și care privesc necesitatea, posibilitatea, necesitatea de a citi, de a restitui către public un Eminescu foarte puțin citit. Nu pentru că Perpesicius și ulterior Petru Creția nu l-ar fi restituit foarte profesionist. L-am restituit. Dar e în ediția aceea mare, impozantă și fie cu iertare greu de bănuit pentru un cititor mai degrabă diletant, pentru un cititor care nu merge în bibliotecă și nu ține să citească Eminescu, a plecat deasupra unei mese cu un volum uriaș în față, trudindu-și ochii, pentru că Perpesicius culege cu corp 8, cred, dacă nu de-a dreptul, un corp 6 de literă, manuscrisele cu care nu știe ce să facă. Nu știe ce să facă pentru că logica editorului interbelic, repet, pe care el o respectă cu un impecabil profesionist, manuscrisele unui autor a cărui voință nu mai poate fi reconstituită și care manuscrise nu puteau fi legate de un text final terminat de autor, publicat de autor, manuscrisele acestea rămâneau la moloz, la fărmituri, deveneau cumva fără importanță. Ori eu nu cred că sunt fără importanță. A fost o bucurie să primesc din partea lui Cătălin o selecție de texte, a fost selecția lui, nu a mea, și asta e foarte bine, e salutar, să nu fie prea obișnuit cu ale eminescologiei, cel care îl redescoperă, să mi le pună în brațe și să-mi spună că vrea niște note care să nu-i spună cititorului cum să-l citească, ci să reconstituie cât se poate reconstitui un context de creație, când a scris-o, ce mai scria atunci, ce scria în scrisori cu privire la aceste teme. Pentru mine a fost o provocare extrem, extrem de frumoasă. Am fost bucuroasă lucrând la cartea asta cum n-am mai fost de mult, de fapt, lucrând la o carte pe comandă. Bun, e și Eminescu. Vă mărturisesc că asta e o frază cu care îmi scandalizez studenții destul cât să-i fac să citească uneori. Mie chiar place poetul acesta.
Nu că scrie la mine în normă că trebuie să țin cursuri despre secolul al XIX-lea. Chiar cred și multe din versurile de aici fac parte din argumentul meu când predau, că e un scriitor extraordinar de interesant și nu neapărat pentru motivele pentru care i s-a părut interesant unui mare comentator clasic al lui, mă doresc acum să dau nume, oricărui alt comentator clasic. Deci am lucrat fericită. Am încercat să respect regulile jocului, m-am bucurat să am apoi un cititor al notelor mele extrem de atent și de prietenos în lectura lui, în persoana lui Cătălin. Pentru mine e o carte fericită. Ceea ce mi-aș dori ar fi, fără nicio legătură neapărat cu fericirea mea sau sperând că am reușit să transmit ceva din bucuria asta în micile note, mi-aș dori să fie o carte care să-i facă fericiți pe niște cititori de toate felurile. Mi-aș dori să devină, ea e mai ușor de mânuit decât lespezile ediției Perpesicius, adună informația mai ușor de consultat în jurul versurilor. Mi-aș dori să devină o carte nu neapărat, deși și asta poate fi un vis de referință academică. Nu știu, să aud peste mulți ani că se vorbește de ediția albastră, de pildă, sau de versurile din volumul albastru al lui Eminescu, ca de o ediție care... Nu, care circulă în școli, care e ușor de cărat în geantă, care e ușor de răsfoit și dacă stai destins într-un fotoliu, după cum e ușor de deschis în, de dus cu tine în argumente ceremoniale, festive, școlare. În fine, lumea să se bucure că poate avea acces la aceste 95 de texte eminesciene, la care înainte accesul era cel puțin dificil, dacă nu, de-a dreptul refuzat. Eu am făcut și proba asta scriind, am vrut să mă asigur că amintirile mele de cititor profesionist mai țin, știți, de la vârstă încolo te întreb dacă amintirile te mai țin în bibliotecă. Foarte puține exegeții ai lui Eminescu, deși exegeza e atât de abundentă, cum spuneam, foarte puține exegeți citează versuri pe care le aveam noi în corpus. Cred că i-am pomenit de adminteri în note discret, fără să încarc un aparat critic. E vorba de Vianu, de George Gană, de Rosa del Conte, de Ioana Petrescu, evident de Petru Creția și Irina Gregori. Și cu asta lista s-a terminat. Mă tem lista celor care s-au dus cu lupa la volumul 5 de Moloz al ediției Perpesicius ca să caute și dincolo de marile șosele bine parcurse și bine reeditate ale textelor faimoase însoțite de toate variantele lor. Au intrat și pe cărările astea. E o provocare. Îmi place mie să le spun uneori studenților că de fapt nu-l citesc și să le și demonstrez că nu-l citesc și să-i pun în fața unor asemenea texte, mi-ar plăcea să știu că volumul ăsta folosește în asemenea exerciții de lectură altor profesori, altor cititori de Eminescu care vor să transmită o dragoste de poezie celor din jurul lor, celor mai tineri decât ei. În fine, că va deveni o carte foarte folosită și, cine știe, o carte albastră. Mulțumesc! Înainte de a-i da microfonul lui Dance Mihailescu, vreau să vă dau un exemplu de cum a lucrat acest lucru, cum spuneam. Cătălin Cioabă nu s-a spirit de pildă să selecteze un text din două versuri, de fapt sunt două tispicuri, în toată cartea, se cheamă O poveste. Nu e, să zicem, dintre cele mai cele. O poveste, o poveste cum n-a fost, nici nu mai este, care de frumoasa lumei, lumei însăși vede veste.
Ioana Bot, la aceste două versuri, a scris un text de o pagină, nu mai lung și nu mai scurt decât la alte poeme, dar cu o plăcere care, într-adevăr, îți creează frustrarea că nu ai fost student. Citesc câteva mici fragmente din această pagină. În aceste două versuri putem simți lupta dintre două ordini ale discursului, cea naturală, a vorbirii întrupate și a poveștii, care mută realitatea în literatură, și cea artificială, a artei, relevând magia numerelor și a cuvintelor care își răspund, niciodată aleatoriu, potrivit unor înrudiri secrete. Jocurile de repetiții din aceste versuri sugerează că niciodată nu rostim același cuvânt, iar omonimia e doar o iluzie. Prima ocurență a cuvântului poveste poate fi un vocativ al descoperirii, al vestirii, sensului ceva să vină, poveștii ceva să înceapă, iar a doua, imediată, o poveste, o poveste, e un nominativ subiect al numărului. Cuvintele identice au sens, nu au sensuri identice, iar verbul existenței e anulat atât de negația lui, cât și de includiunea verbului mai. Pentru că suntem invitați să visăm, continuând cu gândul ceea ce poezia, fidelă funcțiilor sale originare, nu ne spune pe de-antregul, lumea însăși nu știa de frumoasa ei cea frumoasă, lumea însăși nu se cunoștea pe sine. E nevoie de poveste ca lumea să se spună sieși, să se cunoască. Intervențiile ei sunt și de acest tip, sunt, exact cum spunea, și de descrierea a hârtiei pe care scria Eminescu, de pildă o notă de chemare, nu mai știu unde, la tribunal sau undeva, pe dosul căreia era scrisă o poezie, relevând cele două fețe ale existenței poetului. Îi dau cuvântul. Da? Aș putea să intervin un pic, dacă da, că sunt provocat. Da. Într-adevăr, merita citit din aceste note, fiindcă ele vin în, cum să spun, susțin aceste poeme. Este un ton teoretic, vedem foarte bine, dar de multe ori este și o punere, o în valoare a poemului dintr-o lumină nouă. Nu te poți gândi ce va zice. Ai surprize ce spune Ioana Bot în note. Mie mi-a făcut foarte mult, tocmai fiindcă au acest aer proaspăt. Reîmprospătează poemul. Apropo de nesfieri, dacă îmi dați voi, nu vreau să monopolizez, apropo de nesfieri, sigur că nu m-am sfiat să iau acest mic haiku pe Eminescu, că poate fi văzut ca un haiku, cele două versuri cu o poveste, o poveste. De altfel, nu m-am sfiat nici în alte privințe. Nu m-am sfiat de poemele galante. Are aici o versiune la Pajul Cupidon, destul de hoțomană. Mie îmi place această fațetă hoțomană a lui Eminescu. E Cătălin. E Cătălin, exact. Când am editat Mărturii despre Eminescu, mi-am zis... Nu, trebuie să încep altfel. Când am citit prima oară cu Geafăru, am fost șocat că apare acolo. Că e vorba de un Cătălin. Apoi când am făcut mărturie, am zis Cătălin. Că e și da, nu, mi-am dat seama. Da, nu, am rămas mereu Cătălin. Mi-am dat seama că mă ocup de partea lui telurică, de viața lui pe pământ. Și cine altul se poate ocupa decât Cătălin? La fel când am făcut antologia de poezii, am zis, iarăși a intrat în mâna unui Cătălin, care scoate la iveală partea biografică, tot ce leagă pe poet de pământ. Or, sigur, gustul meu este limitat la aceste poezii hoțomane și dacă îmi dați voie, am să citesc varianta de la Pajul Cupidon, care se numește Amor, ca să vedeți ce îmi place mie, să nu credeți că am un gust atât de rafinat,
să vedeți ce mă mișcă, în definitiv, și unde nu mă sfiesc să spun că am astfel de gusturi, astfel de preferințe. Iată, ceva ce îmi place mie cu deosebire, cu numele meu, cu prenumele meu. Amor, drăgălaș copil, s-a luat tiptil, tiptil, nebăgându-i nimeni seama, el fugise de la mama. Iar ea, grija educând, scrie o carte mai curând și o trimite spre citire lumii ca să-i dăie știre. Cine cum îl va vede? Dânsei de știre să-i dea. De plăsplată, viva dale, sărutarea gurii sale. Și mai mult decât atât, celui ce va fi găsit și îl va duce prins de tot și cu funii, cot la cot, cui ar vrea să se îndemne, eu îi spun, ale lui semne. Copilașul mic, sălbatec, fața-i arde ca jeratec, ca și lebăda el are două aripi de ninsoare. Flori îl pune la urechi, stărostește mii perechi, umeri albi și aripi albe, săgețile mândrei toalbe, de le aruncă de departe, ține ochii într-o parte. Gol cu totul și mișel, totuși e mai tare el decât orice cavaler, fie îmbrăcat în fier. Și-a făcliei raze roși, i-a orbit pe inimoși. Și în icoanele nădejdii, el aduce mii primejdii. Fete tinere, neveste, el rănește fără de veste. Fără de milă, fără de teamă, el rănește chiar pe mamă. De-l găsiți pe acest mișel, puneți mâna atunci pe el. De n-ar vrea cu binișorul, să-l luați atunci cu zorul. Tot ce i-ar ieși în gură, strigăt sau dezmierdătură și de plânge jalnic clean, el atunci ai mai viclean. De-ți oferă o guriță să n-o furi, căci vai de tine. Și de-ar vrea să-ți dăruiască săgeția lui de aur, tu ferește, te ferește să pui mâna tu pe ea. Și oricare în sărar prinde, să ia seama, să nu calci un pas de lături. Căci atunci, într-adins, cel ce prinde, va fi prins. Îmi pare bine că am ajuns să recităm, pentru că asta era și dorința mea cea mai mare, să-l auzim pe Eminescu, fiind îngrozitor de rar, recităm din el. Eu fiind un campion feroce al eufoniei, ca formă de vindecare prin frumos, de caloterapie, trebuie să spun că am, pe de o parte, un motiv. Am două motive care mă justifică să încep cu o recitare. Și anume la antipodul recitării lui Cătălin, deci înspre Hiperion. Pe de o parte trebuie să justific prin acest text ce am să spun și pe de altă parte îmi îngădui că acum la două zile, numai după 8 martie, să dedic tuturor doamnelor și domnișoarelor din această sală acest text sublim. Mai fac o paranteză mică, am fost întrebat mai de mult de un cuplu de liceeni care este poezia cea mai frumoasă din literatura română. Am mai zis-o în multe ocazii, o spun în rezumat și acum, după ce m-am fandosit, zicând că nu pot să compari Mere cu Pere, Archizii cu Blaga, Macedonski, Eminescu, somat de ei brusc, am spus rugăciune. Ce este asta? E o poezie de Eminescu, o rugăciune. Le-am recitat-o, nu credeau că este a lui, dar alături de rugăciune, pereche, chiar aici sunt versoul și rectorul paginii, există această răsaie asupra mea, cum a apărut ea pe marile bulevarde ale operei, dar aici apare revarsa asupra mea. Deci îmi îngădui să o ofer de 8 martie de primăvară, doamnelor de aici. Ca să vă spun după aia unde vreau să ajung. Revarsa asupra mea, lumină lină, o Maică Sfântă, pudurea Fecioară, ca-n visul meu ceresc de odinioară, în umbra gândurilor mele vină. Și mii de limbi și sute de popoare te-au înălțat în glorie senină. O, dă-mi credința lor cât de puțină, nu cred nimic. Și asta mă doboară. Nici în amor nu cred și nici în ură. Și sfântă nu mai e nicio idee. Pierdui avântul ce-mi dădea
tărie, a mele visuri toate se pierdură. Ești prea mult înger, prea puțin femeie. De ce te stingi în gândul meu, Marie? De ce am început cu acest text? Ca să spun că valoarea primordială a acestui volum, albastru sau nu, este ceea ce Marian Papahagi, un regretat prieten și un om cu care am discutat o seară întreagă în 1982, după ce mi-a apărut mie cartea despre Eminescu, un termen care el spunea că reprezintă marea datorie a exegezei la Eminescu, variantistică. Și Marian umbla, într-adevăr, prin acest moloz, prin variante, nu neapărat căutând diamante rătăcite, așa avem și în Goethe faimoasele așchi. Pe el îi interesa drumul coticit, îi interesau meandrele, îi interesa atelierul, subteranele, catacombele de aici. Eminescu fiind preluat de toți ca un blazon și întins la nivel de emblemă națională, a lăsat multă lume în planul 2, atelierul, variantistica, faptul că în poezii de aici circulau de la o muză la alta. Știți că s-au bătut, ca să zic așa, pe anumite versuri de dragoste, Veronica Micle cu Cleopatra Poenaru, cu Mite Kremnitz, toată lumea spunea, mie mi-a scris, mie mi-a scris, pe mine m-a dorit. Deci nu doar asta, că el, foarte natural, își fura propriile versuri și le arunca spre o muză sau alta, toate te trebuiau să fie blonde, diafane, tu trebuia să te cuprinzi de acel farmec sfânt și noaptea candelă s-a prins iubirii pe pământ. Deci nu doar asta era, dar faptul că multe texte profunde, uriașe, sunt monologuri luate din piese, că el, cum bine a spus voi, în teatru a investit enorm. Este cea mai shakespeariană rostire din poezia noastră și aici sunt texte care merg când le recit, dacă le-ar spune un Marcel Iureș, ai fi convins că sunt rupte din Lear, din Hamlet, din alte părți. În laboratorul ăsta însă mai sunt texte care circulă, deci nu numai într-un registru erotic și altul, ci și într-un reflex, într-un registru meditativ, reflexiv și oricum găsești piatra originară din care au plecat multe texte. Asta, deci textul de față. Începând de la titlu, care aici este luat obligatoriu primul vers, deci nu este titlul dat de el, Revarsa asupra mea, lumină vină, este dintr-o dată o reacție de supușenie în care eul masculin devine receptacul. Deci trebuie să apari ca o zeiță și să reverși asupra nopții mele de patin, cum spunea el, harul tău sfânt. E bine, în forma acreditată, consacrată, apare răsaia asupra mea. Deci, dintr-o dată, el este cel puțin egal cu Maica Domnului, cu forța sacră și vrea să se înalțe, să răsare înaintea lui. Deci nu mai vine de sus în jos, ci de jos în sus. E, și toate versurile astea, toate trebuie comparate și toate ne arată ce? Modul în care mecanismul mental face alchimia binelui sau răului dinăuntru lui. Și uitați aici la sfârșit. Nici în amor nu cred și nici în ură și sfântă nu mai e nicio idee, pierdui avântul ce-mi dădea tăria, mele visuri, toate se pierdură. În forma consacrată este mult mai dură, durerea este pietrificată. El spune, eu nu mai cred nimic și n-am tărie. Răsai din oceanul tău de stele, redăm credința mea, redăm tăria și reapar deasupra mea Marie. Sunt niște schimbări pe care cred, dacă le analizăm cum se cade, ajungem exact la mecanismele creației. Și deci această carte mi se pare o pâine proaspătă, un filon de aur pentru cei care se vor îndrepta cândva către studiul variantistic. Ca să nu vă țin mult, pentru că mai am să recit un text mic, pe cercerea mea fiind exact recitată, dacă aș face acum un studiu, eu nu zic că mie chiar îmi place mine, eu sunt absolut bolnav, eu sunt tumefiat, sunt bolnav până în mărul de Eminescu. Eminescu a luat tot ce a mai avut, tot ce a fost mai bun
în ființa mea la 24 de ani, am debutat în 82 și îl citesc periodic, îmi citesc singur ca nebunul acasă. Dacă aș fi acum în stare să fac un studiu, aș face pur și simplu despre importanța jocului dintre vocale și consoane, ca să nu mai spun de diftongi. Și mi se pare un lucru semnificativ pentru netrebnicia românească, faptul că singurul studiu de stilistică și de eufonie pe Eminescu îi aparține unui domn pe nume Ladislau Galdi. Închei până a răspunde că acum câțiva timp i-am dat un interviu lui Marius Chivu la un post de radio și m-a întrebat brusc, după ce m-a întrebat pe cine ați vrea să întâlniți din literatura noastră. Eminescu, aici a fost pe. Și ce ai fi zis? Ce îi zice? Ce îi spune? Dar ce îi spune? M-am gândit nu mult, așa a ieșit din mine și a spus spontan, i-a spune, nu i-a spune stimate domnule Eminescu sau meștere sau maestre, i-a spune Bădie Mihai, de ce te-ai întors în România? De ce n-ai rămas la Viena, la Berlin? De ce n-ai rămas student fiind să faci acele splendori, acele monumente de geniu vizionar și ai venit la timpul, cum spune el, uscai sarmâna celui care, încât acum, ca să vedeți cât de, dacă mă întrebați cu ce imagine rămâne Eminescu pentru mine în România, să vă mai dau varianta la acest text, care nici nu are nevoie de comentarii, pentru că fiecare dintre dumneavoastră știe ce este afară, știe ce era în sufletul lui și știe ce este în sufletul și așteptările noastre. Ca o făclie stinsă, de ce mereu să fumeci? De ce mereu aceleași gândiri să le tot rumeci? Și sarcina de gânduri să o porți ca pe un ghep? Astfel adesea noaptea și ziua mă întreb, nu aflu unde capul în lume să mi-l pun, căci n-am avut tăria de a fi nici rău, nici bun, căci n-am avut metalul demonilor în vine, nici pacinca răbdarea omului de bine, căci n-am iubit nimica cu patimă și jind, un creier plin de gânduri și o inimă de rând. De mult acum de vorbe nici voi să mai ascult, nimic e pentru mine ce pentru lume e mult. Ce este viitorul? Trecut ce-l vezi întors, același șir de patim s-a tors și s-a retors, de mâinile uscate a vremii îmbătrânite, sunt clare pentru mine enigmele încălcite. Am ațurit deoparte acele roase cărți care privesc viața din mii de mii de părți ce scrise sunt credința că ele lumea schimbă cu dezlegări ciudate și cu frânturi de limbă. Oricât ținem la viață, oricât de plină fie, ea n-are lumea asta nici normă, nici solie, nu-i foliant în lume din care să înveți cum viața preț să aibă și moartea să aibă preț. Astfel, de vrei, nu vrei, te întâmplă în cale urâtul, conștiința, nimicnicii tale. Și între vieții, în mijloc de gânduri negru în stol, te fac să simți în minte și în inimă un gol. Astfel, vărul de visuri din ochi mi s-au rărit, să văd cum că în suflet nu am decât urât viața mea comună să o târâi uniform și să nu păde somnul pământului să adorm. Aici mi-e teamă că e la Martin, lesemoa, m-am dormir, distrometrulea, de la Teter. În viața mea pustie și fără de înțeles, nu apăr adevărul, nu apăr uneres, nu sunt la înălțime și nu sunt dedesubt, cu mine nu am lupte, cu lumea nu mă lupt. Să apăr adevărul sau să întăresc minciuna, că simt că sunt doi determini intraductibili. Mie mi-ar fi tot una, două cuvinte indeșifrabile. Crezi că știi ce e aici? Da. Că simt că mie mi-ar fi tot până. Că asta lume, că în fața morții, că în voia sorții, că în valul vieții. Deci să apăr adevărul sau să întăresc misiunea, că simt că în valul vieții, că în asta lume, mie mi-ar fi tot una. Decât să știu că în stânga, în dreapta, hotărât, omor și eu pe altul sau mă las omorât. Să țin numai la ceva, oricât ar fi de mic, căci nu țin la nimica, că nu mai cred nimic. De aceea, nepăsare, mă înfășor, stau și tac.
și câteodată viața mi-i șirul o desfac. Și visurilor mele le zic încet să treacă, iar ele ochii albaștri asupra mea își pleacă, cuprinse de amurgul cel șchin al aurorii, văpaia în ochi unită-i cu farmecul palorii. Trec, pierd, în adâncimea uitării și a genunii, icoanele frumoase și dulce a slăbiciunii, ca floarea trecătoare a voastre frumuseți, uitarea vă topește, sărmane. Și apoi, ce-mi pasă? Fosta în lume poate unic, ce fără să știu unde, pe-a lumii valuri lunic, cei mulți nu se născură decât spre a muri, ce e dacă lor număr cu unul voi spori. Vă mulțumesc! Ediția albastră vă stă la dispoziție. Da, vom fi punctuali și numai cum a fost începutul lansării noastre și cu sfârșitul. Un nume nu a fost rostit astă seară și trebuie neapărat rostit. Selecția noastră cuprinde și câteva poeme, 6-7, din caietul manuscritum, caietul revistei manuscritum alcătuit de Petru Creția în anii 90. De altfel, pentru Creția este tacit al treilea editor acestui volum, fiindcă în toate scrierile lui despre Eminescu, toată opera lui de editare, era deja inuce cu astfel de viziune inclusă. A făcut un serviciu enorm, nu numai prin ceea ce a scris, ci și prin ceea ce a inspirat Creția. Ne-a spus tacit că se poate face. Acesta este un nume important de care stă în spatele acestui volum. Vă mulțumesc frumos! Există o întrebări, sugestii de discuție? Putem primi cu plăcere. Dacă putem vorbi în locul poetului. Mă gândesc că acest volum dă o nouă șansă și recitatorilor lui Eminescu. Nu? Cum vedeți, ne legăm de el tot felul de speranță. De mai bine în receptarea lui Eminescu. Poate ar mai trebui ceva spus, că fiecare dintre noi ar trebui să lupte cu alții, cu ceilalți față de această voință incredibil de feroce și de tenace, de monovalentizare, de monocromizare. Toată lumea, fiecare în felul lui, ține să-l aducă, să-l tragă pe spuza lui. Naționaliștii văd numai partea xenofobă, numai partea cu de la Nistru până la Tisa, tot românul, plâns unisa, conservatorii văd numai și cu drum, ce cuvint, cu drum de fier, toate păsările pierd, patrioții văd numai ce-ți doresc eu ție, dulce România, când vine un om ca Andrei Pleșu, care vrea să spulbere maniera de recitare, vine și ne traversează înspre preumbra lui Istrate Mircea Voievod, înspre Bibamul Sex, înspre poemele cu libații bahice, tinerii care vin cu postmodernitatea și cu corectitudinea politică vor să bage în manuale în loc de luceafărul pironul roșu al cocoșului din antropomorfism. Cei ca mine, fasiliștii, vin cu lirica de la Viena și vor să vadă numai Memento Mori, panorama deșertăciunilor. Unii caută numai Dacia, Dochia, Dacismul. Comparatiștii vin și caută numai germanitatea. Psihologii vin și caută numai pesimismul Schopenhauerian, alții vin și îl compară cu Buddha, imnul creațiunii din Rig Veda. Unii vor să spună, stai puțin că el a fost prozator, proza lui, Cezar, așa astea, îl premerge că pe Cărtărescu, masiv, și pe Eliade, Eutanasiu și ce-ncea. Unii văd numai proza fantastică, alții văd numai ludicul, unii vin acum mai nou prin Moldova și văd numai poemele corozive făcute la Șunimea,
golănașii dintr-un anumit liceu din București au luat dintr-un subsol din ediția de proză, unde săracul Cioculescu, convins că o să se vadă mai puțin pasajele sexy, porno, de ochiate din proza lui, ea era culcată pe patul ei, celălalt, a scos din pagină textul ăsta cu corp mare și l-a dat în subsol cu corp 6, crezând că nu o să se vadă. Dar vedeii noștri s-au dus imediat în textul ăla și au luat numai chestiile astea. Da, Eminescu desena femei goale, coapse, vulve, falu și avea manuscrise pline de fantasme sexuale. Ei, și le scoți pe astea și le dai ca emblema lui. Deci tu ce vă spun acum arată nu numai un homo duplex, nu numai un om care era și activist, și meditativ, și gazetar, și prozator, și traducător, și romancier, și dramaturg, și s-ar fi dorit și actor, firește, dar toate astea compun un om. Iar când noi venim și spunem, când noi, ca și Iorga, spunea de omul de plin, de omul integrat, au venit cei de astăzi care persiflează chestia asta. Sigur că când și Lucian Boia, când lea pe Suțea cu românul absolut, este o formă a mișmean, jumătate ironică, jumătate, dar el era un om care tindea la absolutism. Era un om care voia să învețe toate limbile. Era un om care voia să învețe toate științele, să facă și astrologie, chimie, biofizică, toate astea. Voia să știe și sanscrita și persa. Era înăuntru el această foame. De-aia spunea Săceara Picioran, trebuie că nu era al nostru. În corespondența cu Alșavir Acherian este superb. Răgăruteam ăsta ne-a salvat. Alșavir fiind convins că este armean. Eminescu, știți că este o legendă că Ibrăileanu ar fi avut dovezile armenității lui Eminescu și le-a dat foc ca să nu vadă lumea, să vadă că e român, verde și... Eu cred că Ibrăileanu le-a fi pus în ramă dacă era un armean de-al lui. Deci să fim atenți, să nu mai lăsăm pe oameni să monopolizeze. În România de astăzi sunt 3 sau 4 variante. Există undeva legionarismul, care discreditează ideea de naționalism și patriotism și care le-au numai pe Eminescu poet proto-legionar, cum i-a zis Papanace, și atunci îi fac un rău enorm, punând numai selecții de acest gen de xenofobie, de iudeofobie, și de cealaltă parte sunt cei care, cu postmodernitatea, îl văd un poet prăfuit de secolul XIX, care este nu ultimul, e și ultimul mare romantic, dar este un poet datat și care ei regretă că nu Filonul Macedonschian a izbândit astăzi. E dreptul lor să regrete, e dreptul nostru să ne refugiem citindu-i aceleași eresuri și întrebându-ne mereu de ce s-a întors și nu și-a dat vorba lui Maiorescu și a lui Noica doctoratul. Da. Mai spuneți, mai... Dacă sunt întrebări, voiam să liniștesc pe Dan Ferescu că studenții mei, de pildă, dar eu cred că asemeni lor mai sunt mulți, au pus mâna pe obiectul acesta albastru cu sfială, cum o făceau sub ochii mei, la lansarea de la Cluj, au deschis, au început să citească. Mi-a plăcut că silabiseau căutând o cadență, ceea ce îmi spunea că versul e nou pentru ei și că caută un tipar, știți, cadențele astea muzicale care farmecă pe Dan Mihelescu și pe noi, și accentele, Ioana, și accentele. Am auzit actori recitând privitor ca la teatru, tu în loge, e privitor ca la teatru, tu în loge. Ei, deci ei căutau tiparul, căutau să recunoască, asta e prozodia, ceva ce se repetă în... Și la un moment dat l-au dat, încercându-mă așa cu coada ochiului, l-au dat spre ceea ce poate suna hip-hop, a muzică de astăzi, și au zis, doar să le ține. Ține. Or, nu vreau să credeți că aș fi un fan al hip-hopului, dar mă gândesc că poate la începutul și Mozart era privit ca o ciudățenie în epoca lui. Vreau să spun că replica mi-a plăcut prin ingenuitatea ei. Doamne soare, ține! Ține la un alt fel de ritm, ține la ceea ce căutăm noi,
și care nu e de bună seamă romanța interbelică sau... Mi-am amintit că există la o ședință a Juninii, e notată, cred, de Iacob Negruții. Bine, e o amintire despre o dezbatere legată de poeziile de mineștiene citite la ședință. Te aștepta să dezbată mari teme. Nu, dezbaterea era, pot fi ele cântate cu acompaniament de piano de către elevele, nu știu cărui pensioni? Nu e o cădere a nivelului Juninii, dar e același tip de întrebare. Ține noua poezie pe care o auzeau atunci și care față de poezia epocii era nouă, chiar și în lacul, chiar și în dorință, chiar și ține la o încercare de ritmuri ale vremii. Deci, cred că mai avem niște lecturi posibile și marea mea bucurie ar fi să descopere cititorii că ține. Dar apropo de muzică, vreau să vă scandalizez, un pic poate să vă scandalizez, pe alții am reușit să fac, dar continui să spun acest lucru. Toată lumea a persiflat romanciozitatea, pe lângă plopii fără soț, chestiile astea, sara pe deal, domne, sunt fumate, sunt șarpe. E bine, eu vin să vă spun că preluarea muzicală, când a făcut acel extraordinar solist care era Gabriel Dragan, de la Mondial, când a avut atât de fragedă, când ecola este o splendoare și a făcut un bine enorm a acestei poezii. Nu știu astăzi cine ar putea să mai facă, pentru că dacă îl băgăm pe rock sau pe track sau pe heavy metal sau oricum ar fi, redescoperirea textului eminescian a poeziilor este un lucru extraordinar. Repet, este cantat în publicistică, fiind folosit ideologic într-un fel sau altul. Și dacă refacem Decreșteara lui Moses Rosen din 87 de a-l reduce la un puseu xenofob sau mă știu eu cum, l-am făcut praf, pentru că este un șantier atât de vast, atât de uriaș, de compartimentat, încât eu cred că și formațiile de azi de acolo mai fi, sau o seară de liduri pe versurile lui, orice ne poate reapropia de poezia lui și te trebuie luat de la 3-4 ani. Repet aici ceea ce am mai spus în alt loc, bunici din această sală. Dacă aveți nepoți de 3-4 ani, citiți-l pe Jean Piaget, care spunea că poți să explici unui puști oricând, orice. Inclusiv teoriile lui Einstein și teoria și cum se fac copiii la 3 ani se poate explica. Dar încercați să le spuneți ca basul și vă spun, recitați-le acele, numai începeți așa, într-o seară cu cei mici care spun, da, spune-mi o poveste. La început, pe când ființă nu era nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, pe când nu era nimica, deși tot era ascult, să vedeți dacă nu rămâne amici, meduza și spune, și mai spune, cine era punctul ăla? Ziceți, punctul era Tatăl, Dumnezeu. Ce e Dumnezeu? Și uite așa, ajungi, dacă într-o jumătate oră ăștia mici care butonează pe smartphone la 3 ani și văd toate pozițiile din Kama Sutra, sunt în stare să prindă și Kama Deva lui Eminescu. Îmi îngădui să mai spun câteva cuvinte. Îmi dau seama că există o diferență între muzicalitate și muzică. Versurile lui Eminescu au și sunt create cu muzicalitate. Aveau o ureche formidabilă, încercam să-i rimele. Deci ele au muzicalitate, iar faptul că ele au fost puse pe muzică le-a încapsulat într-un tip de sensibilitate. Cineva dacă m-ar lua repede și m-ar întreba, dar tu de ce te ocupi cu Eminescu? Mă mai întreabă colegii la filozofie. Le-a spune, fiindcă nu-mi plac romanțele. Fiindcă îl aud altfel. Și aș vrea ca acest fel al meu de a-l auzi, sigur, a fost cântat pe romanțe, dar, cum spuneam, a fost redus la un tip anume de sensibilitate. Poate fi auzit, transcrisă muzicalitatea eminesciană și în altă muzică. Așa aș spune. Așa aș răspunde. Vă mulțumim frumos!